Ei, bună ziua, dragii mei, și bun găsit la o nouă etalare. Vă invit la o etalare pe plan sentimental. Haideți să vedem ce mesaje au cărțile de oracol pentru dumneavoastră. Este o etalare valabilă în momentul în care voi vedeți acest videoclip. Ok, aceste cărți am vrut să iasă, haideți să vedem. Văd că cineva încearcă să discute cu cealaltă persoană și persoana respectivă nu ascultă. Cineva încearcă să comunice, iar celălalt sau cealaltă, da, nu răspunde acestei provocări, să zic așa, acestei acțiuni. Una dintre persoane totuși încearcă să forțeze lucrurile și cred că este persoana aceasta care vrea să comunice, care vrea să vorbească. Probabil își dorește să afle mult mai multe detalii despre ceea ce s-a întâmplat în trecut. Este o persoană care, cea care dorește să comunice, și cred că sunteți dumneavoastră cei care priviți acest videoclip, iubiți foarte mult. Da, vă gândiți la persoana respectivă cu iubire. Aș fi vrut ca elementele toate între dumneavoastră și respectiva persoană să decurgă în mod normal, însă nu a fost cazul. Persoana aceea nu și-a deschis sufletul. O persoană căreia i-a fost teamă, i-a fost frică. Este frică să iubească. Dar această persoană se pregătește în acest moment, fără ca voi să știți, să vă ofere această iubire, însă voi nu știți lucrul acesta. Tot ceea ce voi știți în momentul de față este că respectiva persoană v-a abandonat, v-a respins. Sau prin această respingere mă refer la faptul că nu a răspuns mesajelor noastre, nu a răspuns acelei conversații pe care voi vroiați să o aveți, nu a răspuns la evenimentele pe care vroiați să le clarificați și care ar fi putut duce mai departe la o uniune. Însă acea persoană acum încearcă să aibă o anumită energie și energia pe care o caută respectivul sau respectiva este să vină către dumneavoastră și să-și deschidă sufletul. Foarte interesant. Deci dintr-o persoană care v-a ignorat, care și-a văzut de treabă, care v-a abandonat, care nu v-a răspuns la întrebări, mesaje, telefoane și așa mai departe, acum este o persoană care se pregătește pur și simplu să-și deschidă sufletul către dumneavoastră. Zice ca și cum v-ar căuta. Nu știu dacă voi sau respectiva persoană, unul dintre voi, are în energia sa pe altcineva. Este un ex-partener sau o ex-parteneră. Cineva care nu îl lasă sau nu o lasă să își controleze viața așa cum trebuie. Însă persoana aceasta știe în momentul de față că a venit timpul să se purifice de energia acelui partener sau acelei partenere. Da? Chiar încearcă să, dacă a locuit cu această persoană sau dacă persoana respectivă i-a făcut anumite daruri, încearcă să scape de ele, încearcă să șteargă totul din mintea și sufletul său, da? Pentru că nu este pregătit sau pregătită să mai accepte energia persoanei respective. Simt că în momentul de față el sau ea, da, persoana la care vă gândiți voi, este foarte atras sau atrasă de voi. Haideți să vedem, să clarificăm un pic aceste cărți de oracol prin aceste cărți de tarot și să vedem de ce această persoană v-a respins. Este acest ex-partener sau parteneră care a intervenit sau poate fi cineva din familie, da? Sau ce s-a întâmplat, da? De ce v-a respins, de ce a plecat pur și simplu, de ce v-a ignorat, de ce v-a abandonat.
Da. E foarte ciudat, tocmai pentru că era extrem de atras sau atrasă de voi, inconștient v-a abandonat, efectiv inconștient a renunțat la dumneavoastră, foarte interesant, o atracție foarte mare, un foc în inima sa, a simțit ceva pentru voi, ceea ce nu a simțit pentru nimeni niciodată și cred că s-a speriat. S-a speriat pentru că devenise vulnerabil sau vulnerabilă, deja începuse să se înfiripe ceva, acest foc, da? Începuse să se aprindă în inima sa. O relație de suflete pereche, o relație din viața anterioară, dacă dumneavoastră credeți în așa ceva, și o relație protejată. Între voi doi este o poveste de iubire care încă nu s-a încheiat. Cine, unul dintre voi a intrat în destinul celuilalt tocmai pentru a se face acest schimb de iubire, tocmai pentru ca să vă permiteți să cunoașteți această iubire. Ceva s-a întâmplat într-o viață anterioară care a tăiat probabil această frumoasă poveste dintre voi doi și ați revenit acum pentru a continua și a începe eu știu, o nouă misiune, a duce la capăt ceea ce trebuia să duceți, da? Foarte, foarte frumoasă energia, însă este teamă de ceea ce a simțit, nu a mai simțit niciodată, este o relație protejată, să știți, aveți protecția divinității, este frică să iubească, dar, așa cum v-am spus, este o iubire care nu s-a terminat, este un parteneriat care nu s-a terminat, și în prezent își pregătește pur și simplu inima pentru voi și își pregătește energia pentru a se elibera de trecut, de această persoană care apare aici alături de el sau ea, na, respectivul sau respectiva la care vă gândiți voi. Haideți să vedem un pic dacă ne pot arăta cărțile, pentru că, da, am înțeles că acestei persoane este teamă de această iubire, este teamă să vă iubească, este teamă să intre în acest parteneriat cu voi, dar în prezent pregătește ceva, pune ceva la cale. Există o transformare din partea acestei persoane. Să vedem despre ce este vorba. Dacă aceste cărți de tarot ne pot arăta planul acestei persoane, da? Planul acestei persoane vis-a-vis de voi, să încheie ceva din trecut. Vrea să încheie ceva din trecutul său, are legătură cu trecutul. Povestea voastră și planul acestei persoane au legătură cu trecutul. El sau ea trebuie să repare ceva din trecut, să pună capăt a ceva în trecut, un capitol din viața sa, să termine, și cred că este vorba de acest parteneriat pe care probabil îl mai are sau, da, apare cineva din trecutul său, un ex-partener sau o ex-parteneră. Așteaptă. Interesant este că în timp ce se pregătește să vină către voi, în timp ce se pregătește să-și deschidă sufletul și să se elibereze de această povară, parcă așteaptă de la voi efectiv să îi spuneți că încă mai sunteți acolo, că încă îl așteptați sau așteptați, că încă îl mai iubiți sau o mai iubiți. Așteaptă vești de la dumneavoastră, persoana aceasta. Interesant. Ca și cum această iubire a dumneavoastră pe care vrea să o simtă, sau deja simte această iubire, îl face sau o face să nu mai aibă teamă de a face această schimbare, de a pleca de undeva, de a se elibera. Haideți să vedem despre ce este vorba. Da, clar așteaptă un mesaj de la dumneavoastră, judecata, o relație karmică. Această persoană se află într-o relație karmică cu altcineva. Karma aceasta se va termina cât de curând. Cineva intervine pentru voi sau ceva anume, comunicare. Deci, în orice caz, veți avea o a doua șansă. Există împăcarea asta, clar, fără nicio discuție.
parcă divinitatea intervine pentru voi, însă cineva va trebui să asculte acel mesaj, va trebui să asculte acea comunicare care poate veni direct sau indirect de la voi, dintr-o altă dimensiune, să zic așa, să nu mai aibă teamă să asculte, pentru că s-a împotrivit destinului, s-a împotrivit acestui parteneriat care trebuia să decurgă într-un mod natural între voi doi această iubire. Ori trebuie să asculte această chemare. Chemarea aceasta vine din partea îngerilor, să știți. Și va trebui să asculte această chemare ca să poate să, nu neapărat să vină către voi, dar să poată să înțeleagă locul său în viața dumneavoastră și locul dumneavoastră în viața sa. Că judecata este vorba despre ceea ce simțiți unul pentru celălalt, despre această a doua șansă pe care vă doriți fiecare dintre voi. O energie extrem de puternică astăzi aici, foarte, foarte puternică, ca și energie zodiacale, să știți că avem berbec, leu, săgetător, rac, scorpion, pești și fecioară, bineînțeles pot fi și alte zodii, dar acestea ies mai degrabă în proeminență. Deci iată mesajul cărților de oracol și tarot pentru dumneavoastră, această a doua șansă, o a doua chemare. Teama aceasta de a vă iubi va dispărea pur și simplu și parcă așteaptă un semnal, parcă așteaptă acest să fie împins sau împinsă de la spate pentru a se putea elibera cu totul de acel trecut unde este o anumită persoană, unde este un anumit eveniment care l-a dat pe spate sau a dat-o pe spate, da? Pe persoana aceasta la care voi vă gândiți în momentul de față. Dar da, există șanse de împăcare, există șanse de revedere, e ca și cum fiecare ați intrat în destinul celuilalt pentru a avea o a doua șansă la această iubire frumoasă pe care ambii o căutați. Dragii mei, aceasta este etalarea de astăzi. Mulțumesc din suflet pentru vizualizări. Vă iubesc și vă doresc tot binele din lume. La revedere!